câteva clipe voi răspunde întrebărilor din partea celor de la DC News. Urmează un interviu. Bună ziua din nou, stimați telespectatori! Așa cum v-am anunțat deja, alături de noi președintele Partidului Mișcarea Populară, domnul Eugen Tomac. Bună ziua, domnule președinte! Vă mulțumim pentru participarea la DC News și DC News TV. Sunteți pe calea undelor de peste mări și țări, ca să spun așa, din capitala Europei. Bine v-am găsit, domnule Chiriac, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule președinte, sunteți unul dintre politicienii români care cunosc foarte bine zona, mă refer la Republica Moldova. Ce se întâmplă cu adevărat sau ce credeți că se va întâmpla cu adevărat acolo? Am văzut ultimile declarații ale șefei Comunității de Informații din Statele Unite. Putin dorește să facă juncțiunea cu Transnistria, din Donbas până în Transnistria, trecând prin Crimea, Odessa. Sigur, dacă va reuși să treacă de Odessa. Ce să creadă românii și mai ales basarabenii? Da, din păcate, realitățile de pe frontul de est sunt din ce în ce mai îngrijorătoare și o spun în primul rând și pentru că încă de luna martie am avut o serie de întâlniri cu înalți oficiali americani și de atunci am fost avertizat că există acest pericol ca următoarea pe lista lui Putin să fie Republica Moldova. Tocmai de aceea suntem cu toții profund îngrijorați, pentru că dacă în această aventură diabolică, până la urmă, militară în Ucraina, prin invazia declanșată, Putin a încercat să schițeze o serie de motive sub pretextul că protejează pe vorbitorii de limbă rusă din Ucraina, în situația aceasta legată de Republica Moldova, nu-mi dau seama ce argumente poate găsi, pentru că, dincolo de această chestiune ce ține de regiunea separatistă transnistreană, acolo unde, oricum, Federația Rusă controlează situația de peste 3 decenii, pentru că, din 92 până în prezent, Armata Federației Rusă staționează acolo ilegal și a menținut o administrație separatistă la Tiraspol, care în mod constant a provocat autorității de la Chișinău și evident că prin acest conflict deschis o urmărește blocarea oricărei negocieri în ceea ce privește apropierea de Uniunea Europeană, că până la urmă pentru asta a fost creat conflictul transnistrean. În 92 se temea Moscova că Republica Moldova se va uni cu România. Acum acest conflict pare să fie din nou în actualitate și de interes pentru Moscova, tocmai pentru că Republica Moldova pe 3 martie a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Și evident că dacă privim în oglindă ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, argumentele pe care le-a utilizat Moscova atunci când a invadat Ucraina sub pretextul că nu este de acord cu extinderea NATO, am văzut acum o săptămână, Lavrov spunea Republica Moldova este tărâtă în NATO, făcând un apel către cetățenii Republicii Moldova. Deci, oarecum argumente similare și evident că toată această înșiruire de evenimente provoacă o îngrijorare profundă. Acum nu se pune problema ca Transnistria să nu achieseze imediat la orice îi propune Vladimir Putin. Că Transnistria este în mâna lui Putin. Singurul obstacol în acest moment e rezistența ucraineană. Ei n-au reușit să facă podul terestru ca să ajungă până în Transnistria, dar Transnistria îi așteaptă. În acest moment, noastră, ce le-ați recomanda celor de la Chișinău? Cred că este o situație cu totul aparte. Este greu să dai sfaturi într-un asemenea context, în condițiile în care observăm că atât președinta Maia Sandu, cât și liderii de la Chișinău s-au obținut să comenteze chiar și provocările care au avut loc dincolo de Nistru în ultimele 2-3 săptămâni. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, este clar că nu poți rămâne într-o zonă neutră atunci când această amenințare bate la ușă din ce în ce mai tare. Evident că mesajele transmise de Uniunea Europeană, și aici mă refer la
prezența consistentă la Chișinău, chiar în ultima perioadă, în ultimele zile, atunci când a fost președintele Charles Michel la Chișinău și a asigurat Republica Moldova că nu rămâne singură în fața acestor provocări pe care le transmite Federația Rusă. Deci, în acest moment, lucrurile trebuie să acționeze cu mult mai mult curaj din ambele sensuri, atât din partea Chișinăului, cât și din partea Bruxelles-ului. Pentru că dacă Uniunea Europeană se limitează doar la mesaje de îmbărbătare, de încurajare și nu acționează... Pentru că nu este suficient doar să oferi granturi sau împrumuturi avantajoase guvernului de la Chișinău. În situația actuală, Republica Moldova are mai multe opțiuni. Am și spus-o în plenul Parlamentului European săptămâna trecută, în prezența președintei Comisiei Europene. Situația legată de Republica Moldova este diferită cu mult față de Ucraina. În primul și în primul rând, pentru că România a avut o politică destul de inteligentă în a ține aproape Republica Moldova. Și vă spun o chestie importantă. De unde probabil vine și această nemulțumire care îl caracterizează pe Putin la ora actuală, furia care domină Kremlinul, este legată și de faptul că pe 7 mai 2000, când a ajuns Putin la Kremlin prima dată, în Republica Moldova doar 5% din cetățeni își doreau o perspectivă europeană pentru Republica Moldova. Peste 90% erau legați de Federația Rusă și considerau că viitorul lor trebuie să fie construit într-o perspectivă prorusească. Astăzi, însă, lucrurile la peste 20 de ani distanță de atunci, avem o nouă realitate. În Republica Moldova, majoritatea cetățenilor, cu drept de vot, au susținut un proiect politic pro-european. Au președinte pro-european, președinte al Parlamentului pro-european, prim-ministru provenit din același partid. Deci, toată această realitate, evident că a creat multă nervozitate și tensiune la Moscova și o vedem prin acțiunile pe care le promovează atât în conflictul militar din Ucraina, cât și mesajele politice pe care le transmit către Chișinău în ultima perioadă. Anul trecut a fost un an destul de greu, presiunea gazului a început în primul și în primul rând la Chișinău, atunci când peste noapte s-au mărit de 7-8 ori tarifele pentru Republica Moldova. Deci, într-un asemenea context, Moldova nu are foarte multe opțiuni la dispoziție, dar trebuie să le utilizeze pe cele pe care are cu foarte mult curaj, pentru că cu asemenea situații te întâlnești rar. De ce spun acest lucru? Pentru că s-a votat în Parlamentul European săptămâna trecută o rezoluție prin care s-a cerut o perspectivă imediată pentru Republica Moldova pe care să o traseze Uniunea Europeană. Elementul de noutate în această chestiune este că a fost vot cu unanimitate. Rar se întâmplă ca în Parlamentul European o rezoluție să fie votată cu unanimitate. Chiar și cele mai optimiste teme întotdeauna au avut opoziție. Faptul că există o solidaritate fără precedent la nivel european în relația cu Republica Moldova este un element important și trebuie să fructificăm cu foarte multă inteligență, cu foarte mult curaj și determinare în perioada următoare. L-am văzut pe noul președinte care e și cel vechi al Franței, Emmanuel Macron, deci după ce s-a instalat în al doilea mandat, cu o propunere, poate dumneavoastră știți mai multe de pe culoarele Bruxellesului și Strasburgului, o propunere, o formațiune, o organizație a Uniunii Europene, din care să facă parte Uniunea Europeană și spunea el Ucraina și Marea Britanie, fiindcă, sigur, Marea Britanie tocmai a ieșit din Uniunea Europeană, să vedem pentru câtă vreme, dar Ucraina, ținând seama că totuși e departe de a îndeplini criterii europene dincolo de război, are nevoie de, spune Macron, chiar decenii pentru a îndeplini toate criteriile și a face față apartenenței la Uniunea Europeană. Poate că Macron nu s-a concentrat, poate putem include și Republica Moldova în această nouă organizare pe care, deocamdată, repet, Emmanuel Macron nu a detaliat-o.
Așa este. Eu cred că toată această dezbatere pe care o încearcă să o genereze președintele Franței urmărește un obiectiv extrem de important. La ora actuală, în Uniunea Europeană ne confruntăm cu mai multe crize. O criză umanitară, o criză de securitate, o criză energetică, o criză economică și se simte din plin acasă acest lucru. Și întotdeauna, atunci când Uniunea Europeană s-a confruntat cu o criză majoră, răspunsul ei a fost mai multă integrare. Cred că și la ora actuală, pentru a răspunde la toate aceste crize, ce țin de războiul din Ucraina, de situația tensionată din Republica Moldova, evident, de poziția pe care o are Marea Britanie, care este un actor extrem de important în contextul războiului, e nevoie de o nouă reașezare a relației între Uniunea Europeană și aceste state și, evident, de o deschidere nouă, astfel încât abordarea noastră să fie comună. Este limpede că oricine își imaginează că peste noapte sau în câteva luni sau într-un an, doi, Ucraina sau Republica Moldova vor deveni membre ale Uniunii Europene, înseamnă că nu înțelege deloc ce se întâmplă în politica europeană. Aici discutăm despre lucruri complet diferite. Însă, Republica Moldova și Ucraina, chiar și Marea Britanie, pot face parte dintr-o serie de acorduri noi prin care să aibă acces total la tot ceea ce înseamnă piața europeană, piața forței de muncă europeană, acces la educație, acces la sănătate. Deci sunt o serie de lucruri pe care pe teme de interes comun putem acționa extrem de eficient, astfel încât această perspectivă europeană să se consolideze. Și evident, pe măsura negocierilor care vor avansa în relația Bruxelles-Chișinău, de exemplu, și reformelor pe care statele respective le vor implementa, poate avansa și negocierea politică. Pentru că să nu uităm o realitate pe care noi o neglijăm de multe ori cu prea multă ușurință. România a intrat în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Dar justiția noastră nici astăzi nu este recunoscută de către Uniunea Europeană. Să fim corect înțeleși. Domnule președinte, pe bună dreptate, justiția în România este nefuncțională. Sper să apucăm să discutăm despre asta. Nefuncțională. Și nu vorbesc despre justiția penală folosită adesea ca bici politic. Vorbesc despre justiția civilă, normală. Procese de 10 ani pentru o bucată pământ între vecinii. Procese la licitații pe care le face statul român care durează 5 ani și apoi nu mai sunt licitațiile valabile și alte lucruri. Deci nu mi se pare că e o justiție funcțională sub nicio formă. Așa este, am vrut doar să pun în evidență faptul că, deși noi am intrat în Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007, sunt domenii unde, în continuare, suntem sub monitorizare și justiția este un exemplu. Ne mai vorbim de faptul că, pe zi ce trece, ne îndepărtăm de obiectivul stabilit prin tratat, acela de a adera la zona euro. Sau se întâmplă o nedreptate politică legată de un alt subiect unde îndeplinim criteriile de peste 10 ani, cum este aderarea la spațiul Schengen. Iarăși, aspect prevăzut în tratat. Deci sunt multe chestiuni pe care încă noi, ca stat membru, nu le-am încheiat, dar vă dați seama ce distanță va exista între statele care sper să primească la Consiliul European din iunie un semnal destul de puternic din partea Uniunii Europene în ceea ce privește perspectiva de aderare. Pentru că, în cazul Republicii Moldova, discutăm de o chestiune importantă. Până acum, relația Uniunii Europene cu Republica Moldova se limita la faptul că există acord de asociere, că Uniunea Europeană susține Republica Moldova, dar niciodată nu se punea în discuție aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ori contextul războiului a adus un element de noutate ce se numește perspectiva de aderare. Și ea se va pune în discuție și este în analiză acum 3 săptămâni
șeful diplomației europene mi-a spus direct că lucrează la foc continuu pentru a viza cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cerere care va fi discutată în Consiliul European din luna iunie. Deci suntem la ora actuală în această evoluție inedită și care sper să fie abordată cu mult mai mult curaj. Pentru că până acum, din nefericire, statele estice au fost prinse între acești doi giganți, Uniunea Europeană și Federația Rusă, și Republica Moldova, mică așa cum este ea, de multe ori a fost pusă în situația de a fi pur și simplu sărită din jocul geopolitic, tocmai pentru că cele două mari blocuri n-au vrut să intre într-o confruntare directă. Ori acum Uniunea Europeană are obligația și morală și politică să acționeze cu mai mult curaj și să nu fie atât de ezitantă în a oferi un răspuns clar Chișinăului, cu atât mai mult cu cât, sublinez încă o dată, peste 50% din cetățenii Republicii Moldova sunt deja cetățeni ai Uniunii Europene. Prin pașapoartele românești. Evident. Ce vreau să vă întreb? Domnule președinte, dacă în iunie Consiliul European, deci reuniunea șefilor de stat sau de guvern ale țărilor membre, hotărăște să aprobe cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, înseamnă că, eu știu, din toamnă începe negocierea dosarelor? Evident că se va stabili și un calendar. Și aici este rolul Comisiei. România, nu știu câte dosare sunt acum, noi am avut 33 de dosare pe care le-am negociat din decembrie 1999 de la Helsinki, când a fost președintele Emil Constantinescu, așa, când am fost și noi acceptați să începem negocierile, până în 2004, bun, Republica Moldova e un pic mai în urmă decât era România în 99, până în 2004, în decembrie, când s-au încheiat negocierile de aderare, apoi 2005-2006 s-a ratificat tratatul România-Bulgaria-Uniunea Europeană. Deci e pe termen lung, dar ar fi bine ca Republica Moldova să înceapă să negocieze dosarele, fiindcă sunt și foarte multe reforme care trebuie făcute. Schimbat legi, schimbat, deci e un proces uriaș, deloc simplu, prin care ar trebui să treacă Republica Moldova. Așa este, însă aici trebuie să ne uităm foarte atent la câțiva factori. Primul factor este evoluția războiului. Depinde foarte mult cât va dura acest război și unde se va opri Putin. E o realitate de care trebuie să ținem cont. Doi, evident că acest consens care există la nivel european poate ajuta la accelerarea procesului. Deci putem avea în față 2 ani de negociere, putem avea 5 ani de negociere. Totul depinde de evoluția situației în regiune și, evident, de capacitatea autorităților de la Chișinău în a face față acestor negocieri și, evident, în a respecta angajamentele pe care și le asumă Republica Moldova. Deci e un complex extrem de greoi, de aspecte ce țin de măsuri pe care trebuie să și le asume Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană. Dar ceea ce vreau să insist este că există posibilitatea ca politic să fie luată o serie de măsuri prin care Uniunea Europeană să își deschidă total porțile pentru Republica Moldova, și aici mă refer la piața unică, la accesul pe piața forței de muncă, la accesul studenților, la eliminarea unor bariere fiscale care există la ora actuală între Uniunea Europeană și Republica Moldova, pentru că ei pot, de exemplu, exporta pe piața europeană doar în baza unor cote care sunt alocate la ora actuală Republicii Moldova. Nu pot duce tot vinul, de exemplu, pe piața Uniunii Europene. Dar dacă se va aplica această deschidere, evident că lucrurile vor accelera în ceea ce privește procesul de integrare. Și rămâne de văzut ca pe plan intern autoritățile să se achite de sarcinile pe care și le asumă. Deci totul depinde de voința politică și de capacitatea administrației de la Chișinău de a răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor care
vor exista în baza acestor negocieri. Întrebare în legătură cu Republica Moldova. Doamna Maia Sandu se pare că are niște probleme serioase de sănătate. Lucrul acesta nu va ajuta parcursul de integrare al Republicii Moldova. Am înțeles că 2 luni de zile, ceea ce înseamnă că s-ar putea să nu fie prezentă nici la summitul Uniunii Europene din iunie de la Bruxelles. Da, să sperăm că evoluția sănătății se va îmbunătăți și va putea să-și onoreze responsabilitățile pe care le are, însă doamna Maia Sandu, spre deosebire de alte situații, are o echipă la Chișinău. Are un prim-ministru extrem de competent și pregătit pe toate dosarele. Președintele Parlamentului este la fel de angajat și de implicat în a susține întregul proces pe care și-l-a asumat Republica Moldova. Evident că de dorit este ca domnia sa să rămână în continuare vârf de lance în tot acest proces și să sperăm că se va face bine cât mai curând.